Fotbaliștii Petrolului încep misiunea de salvare de la retrogradare de ziua îndrăgostiților, iar în cele trei partide rămase din sezonul regulat plus înfruntările din play-out, galben-albaștrii trebuie să fie îndrăgostiți de puncte și să acumuleze cât mai multe pentru a rămâne în Liga 1. Pe 14 februarie, Benga și coechipierii vor juca primul meci oficial din 2016 în Oltenia. CSU Craiova, FC Petrolul se va disputa duminică de la ora 14, pentru că oltenii nu au nocturnă și dispută toate meciurile la lumina zilei. Tot pe lumina a jucat Petrolul nou test în campionatul din Turcia, însă problemele sunt aceleași. Echipa câștigă rar, ofensiva ratează mult, iar defensiva primește gol în finalul meciului. Găzarii au înfruntat pe bulgarii de la PFC Montana și s-a terminat 1-1. Lupii au deschis scorul în minutul 71 prin mijlocașul Dacian Varga. El a transformat un penalti după ce atacantul Michele Paolucci a fost faultat în careu. Evenimentele importante ale meciului s-au desfășurat în repriza a doua. Băieții lui Schumacher au irosit mai multe șanse prin mijlocașul Nepomuceno de două ori, vârful Pacar și Varga. În ultimele 10 minute ocaziile s-au răzbunat, iar Bolboașa a fost învins de un lob norocos de la 18 metri. La acest amical, principalul Schumacher l-a amenajat pe Cobrea și a început cu împrumutatul de la Dinamo, Justin Popescu, în poartă. Michel Ricu, Guerriero, Varga și Bucșa au fost singurii menținuți toată partida pe teren. În schimb, fundașul Prestia și mijlocașul Marinescu nu au evoluat niciun minut din cauza unor probleme medicale. După 6 ani, Marinescu și mijlocașul Daniel Stana sunt iarăși coechipieri. Micul jucător de 33 de ani a evoluat în perioada 2006-2009 la Ploiești, iar ultima oară a îmbrăcat tricoul celor de la Ceahlăul. Acum se pregătește alături de formația petrolistă și speră să devină om de bază. Următorul joc al Petrolului și cel mai tare va fi pe 28 februarie împotriva ucrainienilor de la Carpat Lvov.